Ce să mai aștept? Trag să mă mărit și gata. Tereza a făcut-o, Aglaia a făcut-o, eu de ce să n-o fac? Ce să mai aștept? Pot să împart cu soțul meu toate bucuriile, toate necazurile și toate chenzinele. Am două metode sigure tu ca să-l cuceresc la prima vedere. Primo, e inferioritatea tu. Adică tu ești mică și slabă și ai nevoie de protecția lui, știi? El e mare și voinic. Cum tu dacă el e mic și slab? Dar n-are tu nicio importanță, toți se cred grozavi. Îi măgulești vanitatea, te arăți interesată de preocupările lui și gata, e imposibil să nu-l cucerești. Asta a fost primul. Și secundo, e gospodăria. Păi cine nu vrea tu să ia de soție o gospodină perfectă? I-arăți la iuțeală tot ce știi să faci, să calci, să coși, să gătești, tot, absolut tot. Și e imposibil, tu. Soneria! Soneria de la intrare, tu? Gata, să știi că ăsta o fi chiar el, o fi norocul meu. Cum intră, îl iau cu primul. Gata, el e slab, eu sunt voinică. Nu, invers, m-am zăpăcit, dragă, m-am zăpăcit, sunt foarte emoționată. Hai, pa, tu, pa, pa. Da, imediat. Da, vă rog, poftiți. Română, doamnă. Domnișoara! Hai, doamnă, dar ce aveți? Vă e rău? Nu mi-e rău, dar sunt impresionată. Ce puternic ești! Poftim? N-am înțeles. De ce mi-ai ieșit în cale? Păi, dacă sunteți în sectorul meu... De ce ai venit, voinicule? Ca să citesc contoarul. Ca să citesc? Citești contoarul, doamne, cât de minunat trebuie să fie să citești contoarul. Ce pasionant. Numai să nu fie cifrele șterse, că e mai greu atunci. Da, sigur. Și cum faci? Ce să fac? Cum citești? E simplu, mă urc pe un scaun și citesc imediat. Te urci pe un scaun? Da. Vai, dar ce curajos ești! Și nu ți-e frică? Păi mi-e frică, că odată am și căzut. N-am găsit scaunul și m-am sui poladă putredă. Și-am picat. Vai, dar ce dârzi ești! Și cu câtă vitejie știi să înfrunți primejdia? Un moment, doamnă, să mă uit dacă... Da, doamnă, da! Dar ce înalt ești! Și eu? Ce mică! Mă dau jos într-o clipă. Cum l-am citit, cum am dat jos. Și după ce te dai jos, ce faci? Ce să fac? Vă spun 15 kW cât e aici. 15 kW? Da. Vai, dar ce voce puternică ai! Să vedeți când mă curentez, doamnă, că fac... Și ce preocupări înalte ai! Că dacă n-am găsit scaun și n-am găsit nici ladă, mă sui pe masă, ca să văd pe mai masă? Bine. Da. Vai, da, ce fericit aș fi să stau așa toată viața. Pe masă să stați. Nu pe masă, nu, lângă un bărbat temerar, așa cum ești dumneata. Ei, lăsați, doamnă. Nu te las. Doamnă, ce faceți, doamnă? Nu te las, dă-te jos, nu te las, până nu te servesc cu secundo. Cu ce să mă serviți, doamnă? Un șerbet de trandafiri. Nu vrei un șerbet de trandafiri? Știi, eu ador bucătăria, eu cos, calc, gătesc. Sau mai bine să te recorești cu o dulceață de vișine? Nu vreau. Sau o ciorbă de perișoare? Ciorbă de perișoare? Da. Așa de dimineață? Vai, unde mi-a fost capul, sigur ai dreptate. Atât de repede trece timpul cu dumneata că nici nu mi-am dat seama că s-a făcut dimineață. Doamnă, de câte ori faceți asta? Eu tremur tot, doamnă. Vai de bine. Un nasture. S-a rupt un nasture, nu-i nimic. Ce dacă s-a rupt, doamnă? Nu mă deranj. Ține asta. O bucată de pâine cu unță mesteci ca să nu scoți mintea. Da. Dai pâinea goală, doamnă. Hai de mine, ai dreptate. Ia asta așa. Ai înghițit-o, vai de mine. Nu-i nimic, ține așa. Da. M-am zăpăcit. Da. Doamnă, dar n-aveți o bucată de ibrișin care ar fi fost mai picant? Și reverul.
S-a descusut și reverul. Lăsați-l, doamnă, în pace. Nu, nu, ți-l cos, ți-l cos imediat. Dar de ce să-mi-l cosesc, doamnă? Lasă-mă, lasă-mă să ți-l cos. Doamnă, dacă știam, aduceam și paltonul, că și așa trebuia refăcut. Cu plăcere, domnule, cu plăcere. Știți, eu o posed de la mama franceza, mașina de cusut. Știți, eu cos, calc, gătesc. Da, da. Iar asta, doamnă? Paltonul. Paltonul, trebuie netezit paltonul. Lăsă-te-l așa, no, doamnă. Nu, ți-l netezesc imediat, nu mai puțin, nu mai puțin. Doamnă, vă mulțumesc. Nu, dar nu se poate, e plăcerea mea, se poate. Eu n-am fost vinovat cu nimic. Eu doar am venit aici. Dar ce puternic ești, doamne. Dacă s-ar putea să nu ne despărțim toată viața. Nici când mă duc acasă? Nici. Ai ceva împotrivă? Eu nu. Părinții? Eu, nu. Atunci cine? Eu știu. Poate nevastă mea. Ești însurat? Da. De 10 ani am și 3 copii. Ai trei copii? Viorica, Ilia, Costăchiță și Sorinel, micuț. Ești însurat, așa crezi că merge? Intri în casele oamenilor, vii să le citești contorul și nu spui că ești însurat? Băi, n-am avut când, pentru că... Pentru că ce? Pentru că numai dumneata taca, taca, taca. Și nu spui că ești însurat, Casanova. Doamnă... Ce mai e? Trebuie să vă mai spun totuși ceva. Mai are ceva să-mi spună? Spune! Spune! Spun! Spun! Spune odată! Dacă nu plătiți lumina, în 15 zile tai curentul!